Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe DN1, am mai zis asta, între Corbeanca și București, se merge destul de tare. Limita în Otopeni este, cred că, 70 sau 80. 70, s-ar putea să fie. 70. Sau 80, nu știu cât e. Sau 80. Se merge tare. Eu sper să pună cât mai repede camere de luat vedere și radare acolo. O să mă înjură o grămadă de șoferi, dar se merge foarte tare printr-o localitate. Și era astăzi un domn cu o mașină albastră, cred că o mașină coreană, un mic SUV, croșeta cam cu 150 de kilometri pe oră. L-am văzut venind din spate pe banda întâi. Eu mergeam a treia, în coloană, pe banda întâi a venit, că aia rămâne liberă de obicei, dar rămâne liberă din motive foarte simple, pentru că acolo sunt o mulțime de străzi care intră în banda întâi, în Otopeni. Uh-huh. Și ies mereu mașini pe partea aia. Sau sunt bicicliști, sau sunt stații de autobuz, sunt oameni pe bordură. Și ca atare, șoferii prudenți evită banda întâi. Mai sunt și canale, nu mergi pe partea aia. Când se merge așa tare, nu știi ce se poate întâmpla. După asta l-am văzut cu 160, cred că avea. A trecut ca vântul pe banda întâi și după care s-a băgat direct pe a treia, a traversat două benzi, după care s-a dus din nou și după care, evident, s-a oprit într-un mic ambuteiaj undeva înainte să facă dreapta pe centură. Mi se pare uluitoare lipsa instinctului de supraviețuire al unora dintre șoferi. Și sincer să fiu, nu știu dacă a intrat în vigoare prevederea legală cu camerele de luat vederi din mașini și că poți, dacă filmezi pe cineva care conduce agresiv, să-l reclam la poliție. Cred că este singura cale prin care astfel de specimene vor putea fi scoase totuși de pe șosele. Și mă întreb, sigur, dacă e aglomerat, nu prea e loc să faci astfel de crețuri sau sunt mai greu de făcut. Dar tot astăzi am dat, căutând diferite întâmplări pe Reddit, am dat de o postare a unui domn care semnează Im Alexander, nu știu cine e, dar aș vrea să-i dau citire. Descrie, mi se pare că descrie foarte, foarte bine ce se întâmplă pe șoselele României. Zice așa, pleacă de la o întrebare. Deci citez, este postarea unui domn, Im Alexander. Zice, de asta suntem numărul unu la accidente? Și omul spune, sunt din București. Și nu ies foarte des în afara orașului la drum lung decât ocazional, în vacanță. Însă acum sunt în Năvodar, nevoit să fac naveta zilnic 170 de kilometri pe zi. Și dau constant peste oameni care participă la statisticile nasoale. Dacă o mașină merge cu 90, pe drum de 90, de ce se încearcă depășirea cu 95? Înțeleg aspectul legal și că viteza maximă permisă în depășire este cea a sectorului de drum, dar nu vă dă cu virgulă? În jumătate din ocaziile când sunt depășit, trebuie să pun eu frână ca celălalt să se poate încadra la timp și să nu facem accident. Nu chiar așa. Dacă asta e, dacă e limita de viteză pe un drum, de ce simțim nevoia să o depășim? Îmi reamintesc și repet ce am mai spus. În urmă cu câțiva ani am fost într-o vacanță în Spania, am închiriat mașina, am mers pe autostradă, nimeni nu devansa pe nimeni acolo. Se mergea cu limita de viteză regulamentară. Am înțeles după aceea de ce. Pentru că se dădeau niște amenzi înspăimântătoare dacă faci pe șmecherul și dacă e liber pe autostradă, de ce să nu-i dai forjă cât poți. Da, da, da. Continuă postarea omului. De ce sunt unii așa fieri să meargă între localități cu 120 pe drum de 90? Ca mai apoi să ajungă în Corbu, de exemplu, care e o localitate lungă, și să meargă cu 50. Eu, zice omul ăsta, merg cu 90-60 și mereu îi ajung din urmă. Logic. Da. Ce s-a întâmplat și cu băiatul de azi dimineață, care făcea croșeta prin trafic cu 160 de km pe oră ca să ajungă după aceea la pod la Otopeni și să se angajeze în coloană. Să stea acolo. Care-i treaba cu farurile, cu becurile? Ori nu sunt aprinse, ori îți sparg ochii, că sunt schimbate becurile cu ceva super luminos alb, destaie răsuflarea și rămâi cu pete pe retină câteva minute. Aici, întrebarea mea e și pentru poliția rutieră. Nu vedeți când oamenii au faruri de-astea care bat cu totul aiurea și orbesc pe ceilalți șoferi? Nu simțiți nevoia să reacționați, să-i trageți pe dreapta și să-i verificați? Să le dați un avertisment și să schimbe becurile alea? Și lucrul ăsta o să se agraveze pentru că acum toate mașinile sunt echipate, mașinile astea noi sunt echipate cu faruri LED. Când astea o să înceapă să se deregleze pe măsură ce se învechesc mașinile, să vezi acolo distracție. Când te orbește unul cu LED-urile, acolo e nasul de tot.
Când a ajuns depășirea sectoare de drum cu vizibilitate redusă, gen curbe sau dealuri, sport național la noi? Asta e o chestie uluitoare. Într-adevăr, se depășește dacă e linie continuă. E linie continuă pentru un motiv acolo. Nu depășești pe linie continuă pentru că e periculos să depășești pe linie continuă. Nu e vreun soi de challenge. Hai să vedem care este mai șmecher că depășește pe linie continuă. Nu, nu e trasă degeaba linia aia continuă acolo. Zice omul în continuare: mereu când văd cât un pasionat de senzații tari, mă simt nevoit să pun frână ca să se încadreze mai repede. Continua: suntem oare o nație de fotbaliști născuți încât să se facă atâta pressing din spate atunci când cineva vrea să depășească? De ce n-ai sta la 3 metri în spatele altuia la o viteză constantă de 90? Acum 3 săptămâni, când am fost la Sibiu la festivalul de teatru, eram pe autostradă București-Pitești și se mergea în coloană. În fața mea era unul care presa pe celălalt. Eu țineam distanță cum am învățat eu. Mă rog, se spune să stai la 2 secunde, ție un reper pe drum și lasă să treacă 2 secunde până ajungi tu în dreptul reperului prin fața căruia a trecut cel din fața ta. Eu las puțin mai mult de obicei. Ăia stăteau unul în fundul celuilalt. E, ce să vezi? A venit un moment în care a trebuit să se încetinească și l-a lovit. Ăla în fața mea s-a întâmplat. Evident că se întâmplă din când în când. Eu sunt mereu stresat când am pe cineva în spatele meu. Pentru că am senzația că dacă pun frână, și frână, pun încet, voi ați simțit senzația asta, că pui frână mai încet ca să fii sigur că ăla din spate timp că nu te lovește. Da. Mm-hmm. Nu, mă, oamenii una sunt dintre recomandări, dacă n-ai loc să te dai, să-i faci loc căluia să treacă în față, dacă te presează, recomandarea de conducere defensivă este să încetinești tu ca să-ți mărești tu distanța față de ce ai tu în față. Exact. Astfel încât în cazul în care trebuie tu să frânezi, cum spune Zav, să frânezi mai încet. Asta de obicei eu fac din frân de motor, știi, că nu mai accelerezi și ușor, ușor și cel din spate e nevoit să facă asta. Dar asta, știi, adică tu ai o reacție firească, dacă te presează din spate, ok, te gândești să-i dai mai mult timp să reacționeze în cazul în care se întâmplă ceva și încetinești, mamă, asta scoate de minți. Exact. Ce faunești, mă, nu știu ce, și am văzut cazuri în care se bagă în fața ta și frânează. Și frânează, în mijlocul drumului. Am văzut pe DN1 dimineața, la ora 6 dimineața când vin la radio, șoferi cu mașini de firmă care au oprit pe banda a treia pentru că nu s-a dat ăla din fața lor mai repede decât voia el. Și l-a depășit, în principiu eu mă grăbesc, dar mă grăbesc atât de tare încât acum opresc. Păi nu te grăbeai? Și să mai citez un pic din ce postează acest domn. Înțeleg că în orașele mici posibilitățile financiare sunt proporționale cu situația economică locală. Însă nu există acea frică de a merge cu viteze exagerate pe drumuri de 90 într-o mașină veche de peste 20 de ani? Și nu mă refer la bolizia celor vremuri. Și asta este adevărat. Și eu văd tot pe DN1, la ora aceea vin în oraș muncitori cu dubițe, vin probabil la... Vin la muncă. Da, la muncă, zugravi sau... La ora aia din toate direcțiile se intră în București. Și se strâng mai mulți, 5, 6, 8, în câte un microbus condus probabil de cineva care asigură un astfel de serviciu și vin din sate, din satele din jurul capitalei. Care sunt, microbusele astea sunt în general niște mașini vechi, adică se vede pe ele că sunt vechi, sunt niște condiții tehnice, unele merg așa, canea strâmb, că se vede că au fost lovite, au fost luate pe bani puțin, pe principiu mergem cu microbusul ăsta că tot ține. Nu că scoate fum, dar le flutură tablele, le flendură câte o roată, așa, flânc, 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 flânc. Îl vezi că săracul microbusul ăla, dacă intră în ceva, se face praf, zob. E, nu știu, mă, e ca un făcut. Ăștia merg cel mai tare, Mone. Nu toți. Băi, eu pe ăștia îi văd, nu vine să cred. Nu toți, nu toți. Atrag atenția, că e mașina veche, mare. Da. Și ca să închei și pozitiv din postarea acestui domn de pe Reddit, zice: am văzut și lucruri frumoase, totuși, ca oamenii care dau semnal dreapta să-ți indice că poți depăși în siguranță și că te-au văzut. Mi-aș dori să facă mai mulți asta, dar tot e un început. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.